Bună ziua, domnule Călin Popescu-Tăricianu. Bine ați revenit în studioul nostru la PS News. Prima întrebare de astăzi este: de ce nu vă vedem pe dumneavoastră candidat la primăria Capitalei? Ieri ați terminat, să spunem așa, la București, punerea listelor cu candidați. Se vorbea că sunteți un personaj cu șanse, sondajele vă arătau în sensul ăsta și mai mult, din punctul meu de vedere, cred că și degringolada din bucătăria PNL-ului era poate un factor pozitiv în sensul ăsta. Întâi, permiteți-mi să vă spun bine v-am găsit și apoi să trecem la treabă, la interviu. Da, nu mă surprinde întrebarea pe care mi-o puneți. E o întrebare care a revenit frecvent în ultimile zile din partea presei. Trebuie să vă spun două lucruri. Sondaje care să indice intenția de vot pentru candidații la primărie au fost puține și oarecum nerelevante în măsura în care o serie de candidaturi nu au fost anunțate. Prin urmare, oamenii trebuiau să răspundă mai mult la întrebarea legată de favorabilitate sau de încredere. Sigur că în sondaje, pe București și nu numai, am o cotă ridicată de încredere și favorabilitate, însă în paralel trebuie să vă spun că am făcut o serie de cercetări sociologice cu firme de specialitate și am făcut inclusiv focus grupuri. Trebuie să vă împărtășesc cu părerea a oamenilor până la urmă. Oamenii au o altă așteptare în ceea ce privește profilul viitorului primar și persoana viitorului primar chiar. Oamenii nu consideră că după ce am avut funcții precum cea de prim-ministru sau de ministru și actualmente de președinte al Senatului, voi fi probabil persoana care să coboare suficient de jos în administrație încât să le dea lor convingerea că pot să fiu cel mai potrivit primar. Este o chestiune de percepție. Oamenii cred că după ce ai avut astfel de funcție, obligatoriu trebuie să vizezi probabil mai sus și li se pare că funcția de primar nu este suficient de reprezentativă ca să aibă convingerea că te angajezi cu adevărat într-o astfel de cursă. Acest element, precum și altele care au rezultat, așa cum spuneam, din cercetările sociologice, m-au făcut să-mi dau seama că probabil trebuie altcineva, un alt om. Și cea mai potrivită persoană pe care noi am avut-o este Daniel Barbu, care consider că are, a spune, un prestigiu și ca un politic și intelectual, care îl poziționează pe cota cea mai înaltă dintre toți candidații la București. Cu alte cuvinte, nu este un politician de rând, este un om cu un CV remarcabil în domeniul său profesional, care denotă o competență deosebită. După cum știm, profesorul Barbu este cadru didactic universitar, doctor în științe, a fost decan al Facultății de Științe Politice, este senator, lider al grupului de la Senat, al ALDE, și, aș spune, este un, cer scuze pentru această formulă, este un produs liberal, este un liberal autentic, al cărui profil nu poate fi contestat. Dar pe lângă aceste lucruri, câteva din ideile lui mi s-au părut absolut remarcabile. Noi am plecat de la constatarea că cetățenii sunt nemulțumiți nu numai de politica la nivel înalt, dar chiar și ceea ce înseamnă administrație locală, pentru că sunt cu totul și cu totul neglijați între cele două alegeri succesive. 4 ani, cetățenii nu sunt consultați în niciun fel, administrația este ruptă în ceea ce înseamnă deciziile de opțiunile cetățeanului. Daniel Barbu a venit cu o idee foarte interesantă, care se practică în alte state democratice, și anume soluția organizării de referendumuri pe marile probleme și pe marile decizii care urmează să fie luate la nivelul Bucureștiului, în așa fel încât să dăm o parte din această responsabilitate cetățenilor de a alege în mod direct. Noi plecăm de la următoarea idee, și anume că sunt două elemente indisolubil legate. Calitatea vieții cetățeanului în urbe
este indisolubil legată de calitatea democrației. Cu alte cuvinte, dacă decizia nu este luată făcându-l pe cetățean copărtaș și este luată numai de administrație, atunci sigur că sunt foarte multe șanse ca, neglijând opțiunile cetățenilor, deciziile care sunt luate să fie greșite și, prin urmare, și calitatea vieții nu este cea pe care o așteaptă și pe care și-o dorește cetățeanul de rând. Eu cred că acest element politic este esențial. Nu soluțiile administrative pentru trafic, pentru parcări, pentru rețele edilitare. Sigur că și ele sunt importante, dar aceste lucruri sunt, dacă vreți, apanajul departamentelor tehnice dintr-o primărie, care trebuie să analizeze și să dea soluțiile pe baza unor standarde de calitate și nu trebuie să fie opțiunea primarului, că primarul, după cum am văzut la București, a fost odată un marinar, a fost un medic, nu trebuie să fie cel mai bun specialist inginer în probleme de urbanism sau edilitare. Trebuie să fie un om care să înțeleagă într-un fel cum rezonează orașul, care este perspectiva pe care trebuie să o dea, către ce trebuie să se îndrepte orașul ca dezvoltare și nu trebuie să vedem numai strict latura aceasta, aș spune, obișnuită, ci trebuie să gândim puțin care sunt aspirațiile cetățenilor, care sunt valențele sociale, culturale ale orașului, care de multe ori sunt neglijate în detrimentul, eu știu, problemelor de îndepărtat zăpada și asfaltat gropile din drum. Aș mai întoarce o secundă la ipoteza candidaturii dumneavoastră și o să vă întreb despre un alt scenariu care a circulat, sau o ipoteză. Și anume faptul că această schimbare a atitudinii dumneavoastră se datorează și vizitei, să spunem așa, cu ghilimele, pe care a trebuit să o faceți la DNA Brașov. Haideți să clarificăm și episodul ăsta. Poate ne explicați exact mai bine și de ce ați fost și cum s-a întâmplat totul. Sigur, vă explic cu plăcere, pentru că nu am nimic de ascuns. Am fost convocat ca martor într-un dosar legat de restituirile proprietăților către Paul Lambrino, așa numit Paul de România. A fost, cred, obligația mea cetățenească să mă prezint. Am dat răspunsuri la întrebările care mi s-au pus de către procurorul de caz și alte detalii publice nu pot să fac, întrucât nu este permis de lege. Dar acest lucru, după cum am și declarat ulterior, nu m-a făcut să-mi schimbă niciun fel, nici poziția politică, nici atitudinea, nici planurile politice. Decizia de a nu candida la primăria Bucureștiului nu credeți că a fost luată în ultimul moment. În ultimul moment am luat decizia referitoare la persoana care să ne reprezinte, alta decât persoana mea. Este, dacă vreți, într-o suită de analize și un alt element la care nu m-am referit, dar pe care l-am menționat public, nu e o noutate pe care o spun acum. Toate deciziile pe care împreună cu colegii mei le luăm pornind de la o serie de analize. Și aceste analize sunt întocmite ținând cont de un obiectiv important pe care îl avem. Obiectivul strategic de a intra în Parlamentul viitor după alegerile de la finele acestuia. Prin urmare, cu toții am considerat că decizia referitoare la candidatura la București trebuie să fie una subsumată acestei decizii și nu să prevaleze. În condițiile în care eu aș fi candidat la primăria orașului București, aș fi devenit primar orașului, atunci era evident că va trebui să-mi reordonez prioritățile politice și acțiunea politică pe o zonă administrativă, în așa fel încât să nu înșel așteptările oamenilor care mi-au dat votul de încredere și, sigur, munca pe care am făcut-o până acum și poziția pe care am avut-o până acum politică, care poate să ajute partidul mai mult în plan parlamentar, ar fi trebuit să fie abandonată. Și acesta a fost iarăși un considerent important pe care l-am avut cu toții în vedere și pe care l-am avut de la bun început, trebuie să vă spun, în desemnarea candidatului și în decizia care m-a privit pe mine de a nu candida la București. Rămânând în zona aceasta de activitate a parchetului anticorupție, cum vedeți dumneavoastră această ofensivă din ultima perioadă și asupra primarilor în funcție și asupra candidaților? Pare că cine va supraviețui până în ziua alegerilor, ăla va ajunge primar prin toată țara. Da. Ce se întâmplă? Văd că se fac anumite confuzii intenționate.
Întotdeauna am subliniat faptul că sunt dintre cei care consideră corupția într-adevăr o plagă la nivelul societății și o amenințare serioasă. Ca atare, mi se pare că nu trebuie precupețit niciun efort de combatere a corupției, fie că este vorba de efortul legislativ, fie că este vorba de efortul pe care îl face justiția în a combate acest fenomen extrem de periculos. Dar în același timp, nu pot să nu observ că această acțiune determinată și în forță pe care o face procuratura în ultima vreme se suprapune cu campania electorală. Avem câteva exemple care sunt extrem de la îndemână. Primarii în funcție care au fost tocmai acum luați la anchetă, eventual arestați și scoți din joc în mod forțat pentru dosare care sunt vechi de 80 ani și care au stat în nelucrare. Deci aceste coincidențe nu pot să fie puse la rubrica întâmplătoare. Este o acțiune practic de curățire a scenei politice care este având la origină procurorii și care vine să afecteze într-un mod drastic și incorrect peisajul democratic. Când spun peisajul democratic, mă refer la dreptul cetățenilor de a da ei în final verdictul în ceea ce îi privește pe politicienii corupți sau necorupți și să-i selecteze prin vot direct și prin alegeri libere. Această intervenție brutală a procuraturii în această fază a campaniei electorale nu poate fi considerată normală într-un stat democratic. Este o practică nedemocratică și care într-un fel întregește, aș spune, tabloul așa zisului stat de drept pe care îl avem în România. În România, în momentul de față, nu avem în realitate un stat de drept. Avem un dezechilibru grav între cele trei puteri ale statului, în condițiile în care sistemul, cum le place foarte mult celor care lucrează în domeniul justiției, în condițiile în care sistemul judiciar încearcă să se extragă din această formulă devenită celebră de control și echilibru reciproc al puterilor, promovată de Montesquieu cu două secole în urmă și încearcă să devină o supraputere în stat. O supraputere care este nedemocratică și care dorește să acționeze prin decredibilizarea unei alte puteri a statului, care este Parlamentul, după cum s-a văzut în ultima perioadă, adică solicitările succesive de arestare a parlamentarilor au pus, sigur, Parlamentul într-o lumină extrem de defavorabilă și cu atât mai mult cu cât am constatat că aceste solicitări de anchetare și de reținere sau arestare a parlamentarilor au fost făcute în anumite situații pentru decizii politice în care Parlamentul sau executivul este suveran, aceste decizii nefiind posibil să fie cenzurate decât politic de cetățeni prin vot. Deci sunt grave abuzuri și încălcări până la urma normelor fundamentale constituționale care se petrec în România de astăzi și care mă fac să spun că avem o caricatură de stat de drept și că aceste derapaje și dezechilibre vor trebui cât de curând corectate. Ați vorbit un pic mai devreme de candidatul de la București al partidului nostru. Haideți să facem foarte scurt și radiografia șanselor pe sectoare, să spunem așa, și vă întreb acest lucru și în contextul în care cel puțin unul din candidații partidului a fost recent ținta unui atac mediatic mai special, să-i spunem așa. Mă refer la candidatul sectorului 1, Laura Chiriac, care a apărut în niște imagini și în niște filme pe care unii le pot comenta ca fiind, eu știu, cu iz amoros, alții spun că poate dezinformări. Cum e acest lucru la partid și, până la urmă, foarte pe scurt, și șansele celorlalți candidați pe sectoare?
N-am să încerc să fac o analiză completă a tuturor celor șase sectoare. Sigur că nu putem să vorbim de o omogenitate perfectă în ceea ce privește candidații la sectoare, ținând cont și de profilul sectoarelor, de profilul populației, cât și de profilul candidaților. Dar în fine, sigur că am să încep prin a vă spune că sunt bucuros că avem în București la două sectoare doi candidați de sex feminin, la sectorul 1 Laura Chiriac și la sectorul 3 Elena Petrescu. Mă bucur acest lucru fără ca să fi fost, aș spune, o regulă pe care sau un anumit procentaj pe care să ni-l fi impus, ci pur și simplu este rezultatul, aș spune, activității și militantismului femeilor în structurile organizațiilor de la sectoare, care le-au dus în mod natural în poziția de candidat la primărie. În rest, avem oameni care sunt cu o bună pregătire profesională și cu experiență politică. Sunt două criterii care cred că trebuie să fie avute în vedere atunci când desemnăm un candidat. Și ca să vin la punctul fierbinte, am să vorbesc despre Laura Chiriac, pe care am cunoscut-o din perioada când era ziaristă. S-a angajat în politică cu ceva timp în urmă, a făcut un parcurs interesant, a fost consilier al primului ministru pe probleme sociale și a fost desemnată cu, aș spune, cu mult entuziasm candidat al nostru la sectorul 1. Perioada de precampanie i-a permis să se afirme într-un mod, aș spune, remarcabil, ținând cont că pe teren există două partide care au structuri puternice și simpatizanți numeroși, și aici mă refer evident în primul rând la PSD și în al doilea rând la PNL. Sigur că PNL-ul în sectorul 1 a încercat un revers, a trebuit să suporte un revers odată cu îndepărtarea lui Andrei Chiliman din funcția de primar, dar există un electorat liberal foarte numeros pe care în bună parte Laura Chiriac a reușit să-l capacitez. Și sondajele pe care le-am făcut chiar la finele săptămânii trecute o indicau pe Laura Chiriac pe un loc foarte onorabil 2, fără ca să fie avut, aș spune, posibilitatea să-și epuizeze toate mesajele de campanie. Deci cu șanse de a ataca prima poziție. Ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două zile, sigur că nu pot să o pun altfel decât în registru luptei electorale, dar de data asta lupta electorală pe care nu accept în această formulă, ca o încercare de discreditare într-un tabloid care este specializat în astfel de operațiuni. Mi se pare că este regretabil să se întâmple, să încerci să scoți din joc în această manieră un altfel de candidat. Am avut o discuție cu Laura Chiriac. Nu am vrut să intru în detaliile acestei chestiuni pentru că nu cred că este normal. Este, în fine, un om în toată maturitatea vârstei și, aș spune, și profesională, nu numai de vârstă, care trebuie să-și gestioneze singur această problemă. Ceea ce a fost foarte interesant în discuția pe care am avut-o cu Laura Chiriac, mi-a spus să nu vă lăsați induși de aparențe. Și am întrebat-o atunci să înțeleg că este altceva și mi-a spus: în momentul de față nu pot să vă spun nimic mai mult, dar vă rog să nu vă lăsați induși în eroare de aparențe. Așa încât s-ar putea ca în perioada următoare să aflăm mai multe și sigur că m-ar bucura, pentru că și eu, ca și poate ceilalți cetățeni, privitori, votanți, sunt interesați să afle care sunt, dacă sunt, anumite chestiuni, hai să spunem, până în momentul de față, necunoscute din această, așa zisă, afacere. Îmi pare rău că în campania electorală trebuie să facem față unor astfel de situații, dar, în fine, așa merge, viața merge înainte. Să vă rog să faceți o previziune cu privire la alegerile locale și să-mi spuneți o primărie mare pe care credeți că o veți câștiga și un consiliu județean pe care credeți că îl veți avea. Nu pot să fac previziuni pentru că nu e nici specialitatea mea, nici rolul meu, dar pot să observ și să subliniez câteva trăsături care mi se par deja instalate. Sigur că orice campanie poate să aducă surprize.
În momentul de față, ALDE se profilează ca, într-adevăr, după aproape un an de la creare, ca singura formațiune autentic liberală. Și acest lucru este datorat mesajului nostru politic în jurul căruia ne-am articulat acțiunea și în spațiu public și în Parlament și la nivel, aș spune, la nivelul teritoriului în organizațiile județene. Și cred că acest profil de partid liberal care este dedicat apărării și promovării drepturilor și libertăților individuale s-a lipit clar de noi, este o marcă de identificare. Nu, eu cred că un partid liberal nu se poate identifica decât pornind de la această bază. Sigur, mai este un drum lung. Un partid nou ca să-l pui pe picioare și să-l organizezi nu este un lucru simplu. Dar în aceste alegeri ne batem practic pe același electorat de centru-dreapta cu PNL-ul, partidul, mă rog, cu denumirea istorică, care astăzi nu mai are nimic din ceea ce a fost PNL-ul de altă dată. Este un nou PNL, izvorât dintr-o fuziune cu PDL-ul și care, din păcate, se comportă ca un partid mai degrabă calat pe tipicul și modalitatea de comportament a fostului PDL decât pe ce era PNL-ul în trecut. Da, sigur că există o anumită inerție a electoratului și o anumită atracție pentru această marcă devenită, aș spune, atât de prestigioasă. Din păcate, cei care sunt astăzi liderii partidului nu onorează deloc nici trecutul istoric, nici marca aceasta de prestigiu. Și pot să observ că PNL-ul a devenit astăzi un partid populist, nu în sensul, dacă vreți, al democrației, ci în sensul demagogiei, deci în sensul peiorativ al cuvântului. Regretabil, și de fapt acest lucru se vede în pierderea de viteză, aș spune, extrem de accentuată pe care o are PNL-ul în momentul de față. Așa încât, contra, dacă vreți, oponentul sau concurentul direct cu care ne luptăm în această campanie este PNL-ul. N-am să mă refer la PSD pentru că el patronează un alt electorat, cu toate că din sondajele de opinie pot să vă spun că avem o anumită favorabilitate și în rândul electoratului de stânga pe care nu putem să-l neglijăm, având în vedere că un partid liberal modern trebuie să-și asume și responsabilitățile sociale care decurg din tot ceea ce înseamnă politică curentă, politică de zi cu zi. Așadar, în momentul de față ne luptăm pentru primul loc. În Ploiești avem un candidat de foarte bună valoare, este fostul ministru al mediului Grațiela Gavrilescu, care a fost și viceprimar în Ploiești, este foarte cunoscută și este foarte populară, aș spune. Am fost în campanie, în precampanie, am fost particip la lansarea ei și am văzut care este reacția publicului pe stradă și m-a bucurat foarte mult să văd cât de populară este Grațiela și se luptă nu de la egal la egal cu ceilalți, ci se luptă, așa cum spuneam, pentru primul loc. Nu cred că este singura din țară, dar fără îndoială sistemul de vot într-un singur tur de scrutin nu este unul care să ne favorizeze. Trebuie să recunosc acest lucru și să-l spun foarte clar, precizând că nu sunt adeptul neapărat al votului într-un singur tur, dar ceea ce mi s-a părut anormal este să schimbăm legislația, chiar dacă este favorabilă. Vreau să vă întreb și legat de șansele, da, pe care credeți că demersul schimbării le are. Am să vă răspund. În ceea ce privește Consiliul Județean, acolo, după cum știți, nu este șansa de a avea un președinte de Consiliul Județean nu este exclusiv legată de votul direct al cetățenilor, ci de diversele, eu știu, alianțe politice, ca să nu le spun altfel, care se pot face la nivel local și aici sigur că vom vedea, s-ar putea să avem câteva surprize plăcute pentru că nu datorită procentelor pe care le avem pentru a închide majoritatea vom putea să obținem, ci chiar pe votul direct vom putea să avem un loc din care să spunem să conducem negocierea pentru desemnarea președintelui de Consiliu Județean. În ceea ce privește șansele pentru a se trece totuși în final la votul în două tururi, nu știu cum va judeca Curtea Constituțională.
Eu cred că această decizie este una eminamente, eu știu, legată de resortul politic, adică de Parlament. Și în al doilea rând, de asigurarea unei anumite stabilități. De altfel, și Comisia de la Veneția, în fața solicitării pe care a primit-o, și-a expus punctul foarte clar și au spus că nu ar fi sub nicio formă acceptabil ca o astfel de modificare să se facă în preajma sau practic chiar în timpul campaniei electorale de trecere la două tururi. Nu am nimic împotrivă să discutăm acest subiect după alegeri și pentru viitoarea tură din 2020, sigur să putem să modificăm sistemul electoral. Dar el nu se poate face, această modificare nu se poate face la bunul plac al partidelor, ori de câte ori unui partid nu-i mai convine sistemul electoral. Trebuie să existe o anumită stabilitate și predictibilitate a sistemelor electorale. În fine, ultimă întrebare legată de zona aceasta a alegerilor, înainte să ne mai mutăm și pe alte zone. Cum vedeți dumneavoastră gestul familiei Gabriele Firea și domnului Pandele de a candida formațiuni separate, să spunem, soțul independent și doamna primar la București? Și cum vedeți inclusiv mesajele pe care le-a tot transmis doamna Firea înainte de a-și depune oficial candidatura, legate de temerile pe care le are că soțului său, ajungem la o vorbă mai veche a lui Traian Băsescu, i s-ar pregăti ceva la DNA? Cum vedeți, în primul rând, și ca formațiune aliată cu PSD-ul cu multă vreme? Da, sigur, noi am avut o colaborare foarte bună, aș spune, politică și la nivelul executivului cu PSD-ul. Decizia însă pe care am luat-o referitoare la alegerile locale este de a merge separat și acest lucru vedeți că se confirmă peste tot. Acum, în ceea ce privește candidatura doamnei Firea, n-am să fac multe comentarii nici în legătură cu soțul ei. Nu știu, nu cunosc toate resorturile care pot să fie resorturi familiale sau pot să fie resorturi de partid, adică de interes al PSD-ului. Cred că nu e nimic poate surprinzător ca PSD-ul să încerce să se protejeze de o eventuală, cum să o numesc, defecțiune de situație. Având în vedere faptul că nu este zi în care un primar să nu fie anchetat, arestat. Iată, ieri a fost cazul primarului de Baia Mare. Nu știu dacă lista se termină. Și atunci probabil că aceste calcule au fost avute în vedere când s-au hotărât aceste candidaturi. În rest, în ceea ce pot să spun despre Gabriela Vrânceanu Firea, pe care o cunosc, suntem colegi de senat și nu numai atât, într-o perioadă ceva mai îndepărtată, cu peste 20 de ani în urmă, chiar am lucrat împreună la Radio Contact, unde Gabriela Firea și-a început cariera jurnalistică. Și am o părere despre Gabriela Firea, o părere foarte bună, mai ales a modului în care a evoluat, a spune, și profesional și politic, o evoluție absolut remarcabilă. Care este perspectiva lui ALDE în virtutea unei alianțe? Cât mai veți mai rămâne mai apropiați de stânga și dacă sunteți pregătiți să faceți pasul mai spre dreapta, mă refer aici la o eventualitate negociere cu PNL-ul sau cu formațiuni care putea rămâne? Am să vă spun un lucru care poate o să vă surprindă. Pentru mine, alianța cu PSD-ul, în primul rând, nu am considerat-o dăunătoare. De ce? Pentru că nu a fost decât continuarea firească a USL-ului. USL-ul nu a însemnat nimic altceva decât o alianță între PSD și PNL, care a obținut un succes uriaș, cum n-a mai obținut nicio alianță, niciun partid politic, de fapt, din 1990-92, când FSN-ul era atot puternic. Ca atare, nu există o respingere de planul a ideii de apropiere între un partid social-democrat și un partid liberal la nivelul publicului. Și ăsta este lucrul cel mai important. Sigur că sunt, așa zis, și analiști, deontologi, care resping cu multă vehemență și intoleranță o astfel de formulă, dar contează ceea ce spune până la urmă publicul. Iar rezultatele acestei asocieri politice pentru România nu au fost deloc proaste, atât în ceea ce privește funcționarea în Parlament, cât mai ales la nivelul executivului. Sunt 3 ani de guvernare din 2012 până la finele anului trecut,
care a dus România într-o altă postură decât a fost în urmă cu 4 ani, adică o țară cu o creștere economică remarcabilă, cu un pachet de măsuri care a însemnat fie în plan social, fie în plan, eu știu, fiscal, reforme importante și, nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez posibilitatea de a reface puterea de cumpărare a cetățenilor, lucru pe care oamenii îl simt și îl apreciază. E bine, ce facem în continuare? Având în vedere lucrurile pe care vi le-am spus, o să vă adaug încă ceva. Să știți că liberalismul ALDE și cu socialdemocrația nu se pot amesteca. Este, dacă vreți, aceeași situație cu apa și uleiul dintr-un pahar. Părerea mea este că pentru ALDE mai periculos ar fi a merge lângă un partid de factură populistă cu care noi nu o să putem concura niciodată. Nu o să putem concura în domeniul demagogiei politice și nu vreau să concurăm cu PNL-ul pe acest tărâm al demagogiei politice. Dacă ei au ales acest drum, sigur că au toată libertatea, este dreptul lor până la urmă, însă mie mi se pare că în momentul de față PNL-ul este un partid care este lipsit total și de credibilitate și de predictibilitate, pentru că deciziile nu se iau în partid, ci se iau fie în zona Cotroceniului, fie de către anumite forțe oculte care încearcă să dirigeze societatea românească în momentul de față. Și acest lucru, până la urmă, e simțit și de oameni și dovada este scăderea pronunțată în aceste sondaje. Așadar, după alegerile locale, organizațiile noastre probabil în cea mai mare măsură vor găsi, pentru că e nevoie de o formulă de alianță politică la nivel local pentru a asigura majoritatea și buna guvernare. Nu văd decât puține locuri, probabil în județele maghiare, Covasna și Harghita, majorități create de un singur partid. În rest, vor trebui făcute alianțe locale. Nu există o interdicție în privința vreunui partid, aș spune, decât cea de a face aceste negocieri și alianțe politice cu partide care sunt, care recunosc și militează pentru valorile fundamentale ale democrației. Dar bănuiesc că multe din organizațiile noastre vor avea o preferință de a găsi formule de alianță locală cu PSD-ul. În ceea ce privește alegerile parlamentare, și acolo dorim să mergem pe liste separate. Cred că avem forța necesară de a participa la alegerile parlamentare pe liste separate și sigur că după alegerile parlamentare va trebui să vedem care sunt opțiunile politice pe care, eu știu, la nivelul partidului le vom avea și le vom contura. E probabil un pic prea devreme să vorbim despre aceste lucruri, cu toate că nu mi-ar fi teamă să vă spun că aș opta mai degrabă pentru o alianță cu PSD-ul și, sigur, dacă va mai fi nevoie, probabil cu o altă formațiune politică de dimensiune mai mică. După pronunțarea sentinței definitive și irevocabile a lui Liviu Dragnea, ați avut o serie de declarații în sensul solidarității cu acesta. I-ați luat apărarea declarativ, să spun așa. Acest lucru are riscă astăzi să vă atragă într-un alt război, mă refer la un război cu CSM-ul. Am văzut că președintele acestuia a făcut deja un demers în sensul sesizării inspecției judiciare. S-a simțit lezat de declarațiile dumneavoastră. Da. Cum comentați acest aspect? Două lucruri. Primo, nu i-am luat apărarea lui Liviu Dragnea. Eu am luat atitudine pentru a susține legalitatea unui demers perfect democratic care se desfășoară în aceleași coordonate în toate țările democratice, și anume mobilizarea electoratului în ziua votului. Că este vorba de alegeri sau că este vorba de referendum, n-are importanță. Și acest lucru ține, dacă vreți, de esența activității partidelor politice. Ce să facă partidele politice? Și să stea, să privească la televizor ca neangajați? Nu, asta este esența și eu cred că această activitate nu poate să fie cenzurată și nu trebuie să fie niciun fel cenzurată de către justiție. Acum, în ceea ce privește atitudinea pe care a luat-o CSM-ul, ieri am și făcut un comunicat în care am dat o lungă listă de subiecte
în fața cărora CSM-ul a rămas inert, cu toate că reprezintă încălcări grave, fie ale deontologiei magistraților, fie ale fie lipsa unei activități în anumite și unei atitudini a CSM-ului în anumite aspecte, care sunt cunoscute publicului și criticabile. Până la urmă, dacă vreți, modul acesta repetat în care CSM-ul sesizează inspecția judiciară ajunge să demonetizeze acest demers pe care CSM-ul face și nu în ultimul rând, am să vă spun că gestul de a încerca să cenzureze declarațiile și atitudinile politice ale parlamentarilor garantate de Constituție se constituie într-un atac fățiș la puterea legislativă. Care va fi poziționarea parlamentarilor ALDE față de o eventuală încercare de schimbare a domnului Zgonea de la Cameră? Înțeleg că PSD-ul pregătește această decizie. Astăzi suntem numai în zona ipoteticului. Nu știu dacă această decizie va fi luată, dar sigur că dacă vom fi confruntați cu altfel de situație, va trebui să discutăm și va fi nu numai o decizie, a spune, la nivelul grupului parlamentar de la Cameră, ci o discuție politică la nivelul conducerii partidului. Vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori găsim lucruri interesante de dezbătut. Da, mersi mult!